Și-a distrus copilăria. Un minor din raionul Șoldănești își va petrece următorii 7 ani în penitenciar de tip închis. Instanța l-a găsit vinovat de tentativă de omor. Deși victima a supraviețuit atacului, judecătorul a dispus o pedeapsă cu privațiune de libertate. Juriștii insistă că minorul are nevoie de corectarea comportamentului pentru că e periculos pentru societate. Ancheta a stabilit că inculpatul, fiind în stare de ebrietate, l-a înjunghiat pe un consătean de mai multe ori în regiunea organelor de importanță vitală. Victima le-a povestit judecătorilor că, în drum, fără a scoate un cuvânt, agresorul ar fi scos un cuțit și l-a lovit de câteva ori în partea stângă a corpului. Când a observat că amicul său a căzut la pământ, învinuitul a dispărut. Cel mai important lucru care este necesar de concluzionat din cazul dat este faptele și condițiile care au dus la comiterea infracțiunii date, și anume circumstanțele că minorului dat i-a fost vândute băuturi alcoolice care au fost consumate împreună cu alți minori de către un agent economic din localitatea respectivă. La fel, în cadrul urmării penale s-a constatat faptul că instituția de agrement, unitatea de agrement, a activat cu încălcare grafic stabilit de către administrația publică locale, fapt pentru care atât agentul economic cât și vânzătorul care a realizat băuturi alcoolice minorului au fost sancționați contravențional. Datele statistice arată că delincvența juvenilă a sporit pe parcursul anului trecut. În opinia procurorului Vladimir Erhan, implicarea tinerilor în comiterea infracțiunilor ar fi una dintre cele mai stringente probleme ale instituțiilor de drept din Șoldănești. Procurorul susține că în teritoriu ar fi mai puține crime dacă familia, școala și poliția ar acorda mai multă atenție generației în creștere. În caz de sesizare a cazurilor grave, fiecare diriginte dispune de o fișă de sesizare unde, printr-un demers, înștiințăm organele de poliție ca să vină să ne ajute în soluționarea acestor probleme. Atât profesorii cât și polițiștii insistă că migrația părinților influențează negativ comportamentul minorilor. Rămași fără supraveghere, copiii comit diverse infracțiuni. Pentru a preveni și pentru a combate săvârșirea infracțiunilor este nevoie implicarea tuturor actorilor societății, atât a inspectoratului, colaboratorii inspectoratului de poliție, școala, administrația liceilor, gimnaziilor, primăriile, asistența socială. Potrivit datelor statistice, jumătate din numărul total al infracțiunilor comise de minori sunt sustragerile. În 2014 au fost înregistrate peste 200 de furturi, cu 70 de cazuri mai mult decât în anul precedent. Colaborarea între instituțiile de învățământ și inspectoratul de poliție este o colaborare strânsă, fructuoasă. Avem și rezultate pozitive. Chiar recent a fost lansată campania Cunoașteți drepturile împreună cu noi, unde am fost în toate instituțiile de învățământ și am adus la cunoștință modalitatea atunci când un copil poate apărea în contact cu justiția, atunci când este el bănuit, martor al unei infracțiuni, modalitatea de a se simți în siguranță și protecție. Polițistul m-a învățat de la câți ani poți fi tras la răspundere, mi-a adus aminte regulamentul, dar totodată și obligațiunile pe care le am și drepturile. Ce ai învățat tu de la polițistul care vine la voi la școală? Mai întâi am învățat noțiunile de bază, apoi mi s-a spus de la ce vârstă se pedepsesc infracțiunile și cu la ce termen, cu ce anume se pedepsesc. Cum să ne comportăm cu cei din jur, să îi respectăm pe cei mai mici, n-are importanță de vârstă sau cum este îmbrăcat copilul, trebuie să fie stimă reciprocă. Anul trecut, pentru delictele minorilor, aproximativ 150 de adulți au fost sancționați cu amenzi valoare de peste 10.000 de lei.